Mănăstirea Putna are pictură nouă. Aceasta va fi sfințită duminică 15 august, iar la eveniment sunt așteptați să participe Patriarhul României, Preafericitul Daniel, însoțit de o delegație a Patriarhiei, din care face parte și Preasfințitul Varsanufie, Prahoveanul Vicar Patriarhal. Noua pictură a Mănăstirii Putna va fi sfințită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. La sfințire sunt așteptați Patriarhul României, Preafericitul Daniel, însoțit de o delegație a Patriarhiei, din care face parte și Preasfințitul Varsanufie, Prahoveanul, Vicar Patriarhal. De asemenea, vor participa la Sfânta Liturghie de Duminică și Înalt Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu întreg Sinodul Mitropolitan, Înalt Preasfințitul Serafim, Arhiepiscopul Otavei și al Canadei, Preasfinții Meletie, Episcop de Hotin și Irinel, Episcop de Nijinski și Prilutki, Ucraina, precum și Preasfinții Ioachim Băcăuanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și Emilian Lovisteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Pictura a fost realizată de frații Moroșanu pe parcursul a 9 ani de zile. Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a declarat: pe data de 10 iulie 2001 s-a săvârșit întâia rugăciune de începere a lucrărilor picturii mănăstirii. Ierarhul locului a binecuvântat și câteva zile mai târziu, 31 iulie, s-au așezat deja primele linii care conturau chipul pantocratorului din turla bisericii. Fără rânduială, tot pe data de 31 iulie, însă anul acesta au fost așezate ultimele linii care au încheiat lucrările de pictură ale mănăstirii cu scena înfricoșata judecată din pridvorul bisericii Mănăstirii Putna.